Salutăm pe urmăritorii canalului. Vreau să vă arăt o imagine frumoasă pe care unii dintre voi o știți. Porumbeii în grădină. Porumbeii în grădină. O imagine, cum spuneam, cunoscută multora. Mă refer aici la cei care au avut porumbei în grădină, nu la cei care mai au încă. În ideea că imaginile astea sunt o mai rare, nu? N-au dispărut complet, dar înainte era ceva mult mai des întâlnit. Porumbei liberi. Porumbei privați, să zicem așa. Privați. Ai unui proprietar, da? Am porumbeii sunt mai mult privați de libertate. Din păcate, așa cum spuneam, nu toți. Unii încă se mai bucură de treaba asta. Și unii se vor mai bucura mult timp de acum încolo. Da? Că nu e încă interzis să ții porumbeii liberi sau în grădină. Asta doar că o facem tot mai rar, poate, sau, cum spuneam, mulți nu se mai pot bucura de situația asta din cauza faptului că poate locuiesc într-o zonă mai urbană. Și sunt nevoit să crească porumbei la volieră. Există această ipoteză și în ceea ce privește viitorul meu ca și columbofil. Dar deocamdată, iată, mă pot bucura de ei în grădină. Asta e frumusețea, sau o parte a frumuseții columbofile. Porumbei liberi, porumbei în curte, da, eu acest tip de porumbei îl cresc, încălțatul și horsemanul, da, gușați, porumbei de spectacol, să le zicem așa, în curtea omului, deci nu pe cer, nu la sute de metri înălțime, nu la sute de kilometri distanță. Nu sunt porumbei care sunt doar grei, da? Ca și rasele grele, care doar pe jos cresc și se ridică. Uite cum s-au ridicat. Se ridică în jurul casei, nu doar pe casă, în jurul casei, cum spuneam. Ioi, ce fain e pământul! Ioi, ce fain e pământul! Pregătit negru sau maronchis, cum vreți să ziceți. Pregătit, iată pe crestei, mai uscat, s-a zvântat, da? Avem aici în Timiș vântul de pustă, da? Suntem în Banatul de pustă aici. Și dă cuvânt toată iarna. Un vânt tăios care nu există în alte părți ale țării. Și ne apropiem. Gospodărie.
Ia uite, 1000 de flori țărănească. De fapt, doar câteva zeci de flori, nu-s chiar mii. Cucelușii. Deci au fost doi, unul ne-a părăsit sau e încă cu noi, dar în altă formă. Porționată la congelator. Și aici scrofița, care sperăm că a luat vier. O, ce faină s-a făcut. O, ce faină s-a făcut. O, ce faină s-a făcut. O, ce ceafoare. Bun. Cam atât pentru azi. Numai bine la toți și să aveți un sezon frumos. Să aveți un sezon frumos. Să vă bucurați de păsări pe lângă casă. Pe lângă casă. Ce-i mă, tata? Care e buba? Care e buba, mă, tata? Care e buba? Altă ființă lipsită de libertate, da? Sigur că seara el este liber prin curte. Bun, v-am salutat.